când când ți-ai dat seama că vrei să cânti la chitară, că îți place instrumentul ăsta, mai ales că faci parte dintr-o familie de artiști, de muzicanți, de alt stil muzical. Fac parte dintr-o familie în care muzica există, nu știu, de peste, cred că 5-6 generații, nici nu știu să spun. L-am întrebat pe bunicul meu, tataie, de când se cântă la noi în familie? Și ce ți-a zis? Și el mi-a spus, domne, știe el lucrul ăsta. Eu știu că bunicul bunicului lui cânta. Deci, oamenii din familia mea, din asta își da, câștigau existența. 5-6 generații care au cântat. Sunt dintr-o familie de lăutari. Asta făceau, așa își câștigau existența. Așa își scâneau familia, copii. Și evident că eu și frații mei nu puteam să scăpăm. Să scăpați, corect. Vrem, nu vrem. Dar nu că s-au supărat, dar nu a avut ceva de obiectat că tu duci mai departe talentul, dar pe altă zonă? Că de obicei lăutarii, nu? Și muzicanții de obicei își doresc și au orgoliul ăsta de a le cânta și de a fi transmis același stil muzical. Familia mea mă sprijină în absolut ce fac. Dovadă și tot suportul pe care mi l-a oferit cu școala. Și deși eu nu am făcut, n-am terminat un liceu de muzică, un liceu de specialitate ca frații mei, asta nu m-a împiedicat să cânt și eu alături de ei. Cât pot eu să mă țin așa, cât ușurel se poate după ei. Da. Ești încă tânăr. Și cum să se împotrivească, nici nu se pune problema de așa. Spune-mi, te rog, care este relația ta cu Florin Salam și ce a spus după prestația de la X Factor? Că bănuiesc că ați vorbit, nu? I-ai cerut un sfat sau el te-a sunat să te felicite? Sincer, înainte de audiții, eu n-am spus nimănui că am să vin la X Factor. De fapt, eu am ajuns la X Factor dintr-o întâmplare. Am primit un mesaj de la o fată care îi mulțumesc din tot sufletul, o fată de la producție de acolo, Alexandra, îți mulțumesc din tot sufletul. Ea mi-a dat mesaj, hei, nu vrei să vii la X Factor? Eu în timpul ăla eram în sesiune. Chiar început de iunie aveam examen la drept roman, nu prea mi-a dat mie de mesajul ăla, sincer. După câteva zile am realizat, ce-am zis, stai, mă, e o oportunitate. De ce să nu mă duc? Eu aș pierde enorm dacă nu m-aș duce. Și m-am dus acolo. Fără să anunț pe nimeni? Doar frații mei, părinții și bunicul meu. Doar atât. Astea erau singurele persoane care știau. M-am dus acolo, nu cu vreun gând special, să, nu știu, să... M-am dus să cânt. Să-ți demonstrezi ție că poți. Vreau să cânt. Asta a fost gândul meu. Dom'le, vreau să mănc acolo să cânt. Și s-a întâmplat să primesc 4 de da, să ajung direct în bootcamp, o bucurie enormă, nici nu mă așteptam. Ai văzut ce s-ar fi întâmplat dacă nu te-ai fi dus și nu ai fi profitat de oportunitate? Frații tăi care cântă, ți-au dat vreun sfat? Uite, mă, te duci acolo, vezi să ai grijă să faci aia, să faci eu, aia. Eu cu frații mei mă sfătuiesc cel mai mult, pentru că ei știu exact ce să-mi spună. Care a fost cel mai prețios sfat pe care l-ai primit? Cel mai prețios sfat? Sincer, alegerea pieselor. Aha. Pentru că e foarte importantă alegerea. E foarte importantă și eu mai am 4 frați, sunt 5 frați. Eu sunt cel mai mare. Fratele meu Fabian, el mi-alege melodiile și când trebuie să le cânt, stau cu celălalt frate al meu, Alex, care el, deși nu cântă cu vocea, e un băiat extrem de talentat, aude foarte bine și un foarte bun orchestrator și Fabi de asemenea. Și Alex îmi spune, bă, uite, cântă așa. Deci Fabi mi-alege piesele și Alex îmi spune cum să le cânt. Da, tu ai spus la un moment dat că ți este rușine să cânti în fața lui Florin Salam. Și că tu nu ai o relație neapărat, că tu nu-l știi pe el ca pe Florin Salam, ci da, că tu știi și relaționezi cu el ca și Florin Stoian. Ca unchiul până la urmă, ca unchiul tău. Da. Dar de ce această rușine? Nu știu, ți-e jenă, nu știu, că el cântă foarte bine, că el nu între cei mai iubiți artiști, că ar putea, nu știu, cred că n-ar putea de tine, că te-ar critica. Da, sau din punctul meu de vedere și nu cred că doar al meu, dar acum pentru că sunt în fața dumneavoastră și vorbesc eu, am să mă rezum doar la părerea mea. Așa. Eu cred că are cea mai bună voce masculină din România și eu îl admir enorm ca artist, vorbesc strict ca artist acum. Și stai seama, eu n-am o presiune să cânt în fața lui, în fața unei asemenea voci. Adrian? Și
Dar știi foarte bine că și el a avut 20 de ani. Știu că și el a avut 20 de ani. El n-a fost, adică ușor, ușor a crescut și el. Și el a avut 20 de ani și el a pornit de jos. Și de-aia e bine ca uneori să ceri sfatul unui om mai experimentat. Da, i-am mai cerut și lui sfatul. Este foarte ocupat el. El este o persoană foarte ocupată și, sincer, abia are timp să stea cu propriul lui copii. Dar minte să mă mai duc și eu pe la să-l zăpăcesc. Dar e cerut vreodată sfatul, nu știu, l-ai sunat, era frumos, da, l-a sunat, uite, da. Vreau să-mi uite, vreau să-mi părere. Spui cum să fac aici. Și da. Ce-a zis? Și mi-a spus, da, vino, da, vino repede, că trebuie să plec la cântare. Și m-am dus acolo, era frizerul la el, îi făcea barba. Era și, eu zic, bă, Florin, uite, nu știu cum să cânt, nu prea știu ce să fac. Și el a zis, păi, hai, cântă-mi armonia la chitară, mă rog, i-am cântat acolo ceva. Deci, repet, el era la scaunul de frizer cu pâltun de alfăcea și încerca să te asculte melodia, și a început imediat așa să cânte și a cântat într-un fel în care să pot și eu. Să da, pot reproduce. Da, să pot să fac și eu. Nu te-a ajutat? Și m-a ajutat enorm. Și ce să zic, m-a ajutat enorm și... Dar uite, după X Factor, de exemplu, după ce ai reușit să cucerești juriul, să iei 4 de da, te-a sunat să te felicite? Sau măcar tu l-ai sunat să-i spui, uite unchiule ce-am făcut. Vă spun sincer că n-am făcut asta pentru că l-am întrebat dacă m-a văzut, chiar atunci când am fost la el cu frizerul. Și mi-a zis, da, te-am văzut, foarte bine, mi-a plăcut de tine, dar nu m-a sunat, probabil nu... Bine, probabil dacă ți-a spus odată, da, știi cum destul, rămâi cu... Da, e destul. O să-ți spună la momentul potrivit. Ție ți-a fost la început în puțin frică să spui, nu neapărat frică, jenă, nu ai vrut să spui că ești nepotul lui. De ce? Te-ai gândit că poate oamenii o să zică, ia uite-l și pe ăsta. Vrea să se bucure de faptul că e nepotul lui Florin Salam, vrea să se folosească de toată treaba asta. Sau poate că el ar fi crezut asta. Nu se pune problema de așa ceva. Eu când am venit la X Factor, a fost invitat eu, Adrian. N-am fost invitat, hai domnule să-l chemăm pe nepotul lui Salam. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și am zis că dacă am fost chemat așa, acolo, prestația mea de pe scenă și momentul în sine trebuie să fie tot așa. Adică lumea să zică, da mă, uite, ăsta e ăla cu chitara. De... Baftă în continuare, înțeleg că ți-a crescut și Instagram-ul, da, fii și admiratoarele, hai că e de bine. Vă rog, follow Adrian Petrache și pe Facebook Adrian Petrache și pe tine te urmăresc foarte mult pe Instagram, să știi. Da, hai că ți-am dat și eu un follow și e de bine. E bine. Hai, multă baftă în continuare, Adrian. Mulțumesc baftă mult, Adrian. Mergem